Paulina Mihai, femeia din Ploieștea cărei fată a murit la vârsta de 23 de ani după ce a căzut în casa liftului, nu renunță sub nicio formă la gândul că vrea să fie eutanasiată. Femeia povestește cu durere cum a pierdut-o pe fica ei, Mădălina. Deși a avut loc o moarte, aici tot se poate băga degetul. Asta trebuie să fie până aici, să nu-ți dea voie să bagi degetul. Trebuie să se deschidă, numai când podeaua cabinei este în paralel cu palierul. Altfel, n-are voie prin lege, prin construcție să se deschidă. După 8 ani de procese, Paulina Mihai nu mai suportă lupta cu justiția și zilnic trimite e-mail-uri premierului Boc în care îi cere să fie eutanasiată. Am deranjat că am cerut adevăr și am cerut dreptate, i-am cerut să dispună în mod public eutanasierea mea pentru că nu mai pot suporta nedreptatea la care sunt supusă. Păi da, avem un premier, l-am votat, cum adică? Trebuie să ne are în subordine Ministrul Justiției, nu? Are CSM-ul, domnul președinte, CSM-ul, trebuie să ne răspund. Eu stau așa, în suspans, până când îmi răspunde. Este obligat să-mi răspunde. Dacă aceasta nu va obține acordul pentru eutanasiere, durerea o împinge să-și dorească să-și dea foc în fața conducerii țării. Dar în fiecare zi îl repet și îl trimit. Până când s-o sătura, dacă nu mi se aprobă, dacă iese pe post și spune nu pot să-ți aprob eutanasierea, că nu am voie, mă fac eu de comandă. Mă duc la Cotrocen, la domn Băsescu și îmi dau foc. Păi nu, am scris de mult că îmi dau foc. Dar ia că te, mi-a ajuns, deci nu mai pot să suport. Drama Paulinei Mihai a început în 2003, când Mădălina a căzut 20 de metri în gol în casa liftului.